Când vorbim despre deepfake, vorbim de un material audio sau video contrafăcut, de o manieră tehnică atât de bună, încât nu poate fi foarte uh, ușor deosebit de uh, un material real. De aceea, aici se și spune deepfake, este un fel de fake uh, cu ghilimelele de rigoare superior tehnologia care stă în spatele DeepFake și care se bazează pe un pe sisteme de, de, machine learning, deci pe o chestie de bază de inteligență artificială, nu este chiar așa de nouă. Ele există de câțiva ani, poate în ultimii ani au devenit mai eficiente. I-ați ascultat pe Ioana Avădani, președintele Bordului Centrului pentru Jurnalism Independent și pe Bogdan Manolea, director executiv APTI, Asociația pentru Tehnologie și Internet. I-am provocat la o discuție despre deepfake și despre recenta inițiativă legislativă controversată pe această temă, criticată de numeroase ONG-uri care au cerut deputaților să nu voteze proiectul de lege în forma actuală. Acest proiect de lege nu numai că era o lege rea, era o lege prost făcută practic legea încearcă să rezolve o problemă reală cu niște soluții care nu sunt adecvate, fără să țină cont de ceea ce există deja atât în codul penal, dar și în regulamentul privind inteligența artificială. Care ar trebui să fie primul filtru în fața fenomenului deepfake? Cred că aici răspunsul este legat de simțul critic al fiecăruia din noi în raport cu orice conținut media. Și, de fapt, avem de-a face doar cu un simț critic care trebuie acum să fie actualizat cu ceea ce privește conținut audio sau video, pentru că exact aceleași uh, tehnici au fost folosite pe imagini trucate. Dacă am avea simțul respectiv critic, este vorba doar de un fel de add da? O chestie mică în plus. Problema e că ne lipsește partea majoritară. Ioana ne aduce aminte de o regulă simplă. Cea mai simplă regulă aplicabilă, cea, aceea de Simți comun este că dacă e prea frumos ceea ce vezi sau ceea ce se oferă, cel mai probabil nu este adevărat. Pentru a identifica un deepfake, putem să fim atenți la câteva detalii importante. Să vezi dacă detalii dintr-un de videoclip sunt clare sau obscure, dacă lumina pincă într-un mod neobișnuit, dacă uh, se sincronizează cuvintele uh, cu imagine sau niște, sunt niște mici erori care îți dau senzația că e ceva de neregulă, imaginea respectivă. Trebuie să te gândești dacă videoclipul sau produsul respectiv este într-o sursă de încredere. Dacă persoana apare în videoclip, ar spune lucrul ăsta, adică, nu știu, guvernamental. Comentatorul BNR are voie să facă o reclamă la orice. Tehnologia este aici și nu va pleca, ne spune Ioana. Trebuie să învățăm să o utilizăm. Astfel vom putea face și distințiile între realitate și deepfake. Soluțiile sunt și tehnologice, și educative, și legale. Nu există o singură soluție iar aceste abilități devin foarte importante într-un an electoral. Eu sunt aproape sigur că vom avea tip fake-uri în campaniile electorale, dar nu am emoții cu privire la lucrul acesta. Adică mi se pare că trebuie să ne dăm seama că suntem în era în care se vor produce astfel de conținuturi. Ceea ce trebuie să facem, în schimb, este să echipăm autoritățile care sunt competente pe partea de publicitate electorală să reacționeze. Va fi un an electoral complicat în care. Așa cum mă tem că o să asistăm la dezinformări, așa mă tem că am putea să asistăm și la excese din partea autorităților. Un motiv în plus să ne antrenăm în fiecare zi gândirea critică. Sunt Iulia Nodi, iar voi sunteți în Laboratorul de Educație Media, podcastul Centrului pentru Jurnalism Independent. Decantăm narațiuni, adăugăm opinii pertinente, ne antrenăm curiozitatea și gândirea critică pentru a lua decizii mai bune și pentru a nu fi manipulați. Laboratorul de Educație Media, un podcast CGI pe care îl asculți ca să fii mai deștept decât el. Podcastul Laboratorul de Educație Media face parte din programul de Educație Media demarat de CJI în parteneriat cu Romanian American Foundation și este susținut prin proiectul Brod, Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală. Acest material reflectă numai punctele de vedere ale participanților la dialog, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici. S-a discutat foarte mult zilele trecute, săptămânile trecute, despre deepfake. Ce este, Ioana, deepfake? Deepfake este o uh, expresie menită să acopere foarte multe, foarte multe lucruri. Suntem cam în aceeași paradigmă cu fake news-ul. În uh, esență, când vorbim despre deepfake, vorbim de uh, un uh, material audio sau uh, video, sau cu preponderență audio sau video contrafăcut de o manieră tehnică atât de bună încât nu poate fi foarte uh, ușor uh, deosebit de uh, un material real. De aceea aici se și spune deep fake, este un fel de fake uh, cu ghilimelele de rigoare superior. O putere, un potențial de a înșela mai mare decât uh, fake-ul obișnuit sau Bogdan, ce au înțeles parlamentarii români care s-au și apucat de o lege, falsul sever. Am încheiat citatul. Da, e neclar de fapt dacă era falsul falsu server sau uh, falsul server, pentru că a fost folosit în ambele formule. E clar din terminologia respectivă că nu au înțeles uh, la ce vrem să ne referim, la fel cum uh, nu s-a uitat decât la uh, cazurile care au apărut în mass media sau care au uh, fost foarte uh, desprezentate Poate și pentru că reprezintă niște știri pentru, pentru un public care nu a fost până acum obișnuit cu așa ceva. Dar, pe de altă parte, aș adăuga un pic la ceea ce spunea Ioana, că tehnologia care stă în spatele Deep și care se bazează pe un... ce sisteme de, de machine learning, deci pe o chestie de bază de inteligență artificială, nu este chiar așa de nouă. Ele există de câțiva ani. Poate în ultimii ani au devenit mai eficiente. Um, și, de asemenea... Um, ca și în cazul fake news, dacă vreți, aș, aș discuta și de valențele legale ale deepfake-ului. Pentru că, dacă folosim inteligența artificială pentru a crea astfel de videouri contrafăcute, există mai multe zone în care vedem că ele pot fi folosite legal. Fie că vorbim despre o persoană care, deodată, pare că vorbește într-o limbă pe care nu, nu ar ști-o în mod obișnuit, fie că vorbim despre imagini care pot mai ușor să, să fie înțelese de persoane cu, cu dizabilități, fie că vorbim de opere de artă și de, de utilizarea acestuia în, în cultură. A fost un, un, un show făcut de, legat de Dali în care l-au pus pe Dali să vorbească, ceea ce a fost impresionant. Sigur că nu au cerut voie că nu mai există, dar da, deci trebuie să-l vedem într-un context mai larg și în mai multe valențe și vreau să dau punctele acestea. Aș adăuga uh, foarte scurt uh, la ce a spus Bogdan, că tehnologia aceasta am văzut-o, am apreciat-o și ne-am amuzat foarte uh, tare în filmele de desene animate. Când vedeam uh, desenele uh, mișcându-și gura și rostind uh, anumite fraze. Deci, cam de pe atunci avem un anumit soi de tehnologie pe care acum o utilizăm în, în, alte, în alte scopuri. Tehnologia există, însă felul în care o folosim este ceea ce face diferența. Și atunci vreau să te întreb, Bogdan, s-a încercat o reglementare, da? Parlamentarii au spus că e momentul să ia deepfake-ul de coarne sau falsul sever sau falsul server. Ce este în neregulă și pentru a răspunde la, acest, la această întrebare, o să facem un pic de context. A apărut această discuție după ce în spațiul public s-au viralizat mai multe videouri în care apăreau personalități politicieni, dar și personalități din presă care păreau să, vorbe, adică vorbeau despre diverse investiții sau diverse jocuri. Erau evident, deep uri ce este în regulă cu acest proiect care este în Parlament? Primul rând să spun că proiectul nu este atât de nou. El a fost depus în aprilie anul trecut și a trecut deja de senat. Practic a existat o mai mare dezbatere în mass media în momentul în care era gata să fie adoptat în Camera Deputaților și cumva s-a suprapus cu aceste evenimente care au implicat deepfake-ul. Adică, pentru că el era deja planificat ca să fie în dezbaterea Camera Deputaților, doar că odată cu această, aceste noi cazuri, deputații au reluat o idee pe care senatorii au avut-o inițial și, pe urmă, au scos-o, și anume partea legată de uh, criminalizarea activității de deepfake într-un mod extrem de... Dur, de categoric, și fără, fără a avea niciun fel de excepții sau de, de dubii cu privire la, la folosirea acestuia. Și asta a fost partea care. A adresat, care, care a atins cel mai mult din punctul nostru de vedere sau a adus probleme, pentru că nu, nu a luat în considerare toate aspectele și toate fațetele probleme. Și aici trebuie să spunem că, deși vorbim despre cum se reglementează și despre libertate de exprimare, știm foarte bine că toți cei alți implicați în online-ul din România și am văzut fake uri Deci există o problemă cu aceste tip uri Doar că soluțiile, pe de o parte, nu sunt legislative, da? și este important de explicat, pe de altă parte, soluțiile legislative de criminalizare a unei activități trebuie să țină cont și de felul cum se desfășoară activitatea respectivă. Da? Cât, cât din ea se, se întâmplă în România și în afara României, cât din ea, pe cât din ea este, este ușor sau ar fi ușor să poți să identifici persoanele respective. Și aici este o problemă care nu e doar pentru, pentru, zona de deepfake, dar în general pe partea de criminalitate informatică, cu cât avem de a face cu uh, partea de criminalitate informatică care este răspândită în mai multe zone ale globului, cu atât lucrurile sunt mai complicate. Și ca să fiu și mai franc, în momentul în care vine o discuție legată de criminalitate informatică și Rusia sau China, e aproape imposibil să depistezi cine a fost făptuitorul sau uh, persoana care, trebuie, care e culpabil. Și cu atât mai mult să-l prinzi, să-l judeci, și să-l penalizezi. Hai să spunem da. că printr-o anumită minune a tehnicii îl identifici. Cum aplici sancțiunea respectivă este, este, un mister. În discuția aceasta publică la un moment dat, reprezentanții guvernului spuneau că există, există instrumente și există organisme care s-ar putea ocupa de acest lucru. Printre aceste organisme, ce ul Ce spui Ioana? Da, mi se pare că trăim într-o frumoasă fantezie. CNA-ul a mai căzut la mijloc într-o astfel de capcană când, prin aplicarea noii directive a serviciilor media audiovizuale, a primit sarcini pe linie de educație media. Orice nouă sarcină de acest gen de educație media pe cybercrime și așa mai departe ar trebui să aibă în spate... Un impact, o analiză de impact, să se vadă care sunt nevoile în materie de buget, de oameni, de resurse, pe care instituția, oricare ar fi aceea, de care are nevoie, astfel încât să poată executa sarcina respectivă. La noi totul se rezolvă din, din pix. În opinia mea, cna ul ăla, așa cum arată el acum, nu are capacitatea și nu are capabilitatea, adică nici nu știe și nici nu poate să facă o astfel de identificare și de de sancționare. Lăsăm la o parte faptul că nu are nici mandatul, deci ne ul are un mandat foarte limitat în ceea ce privește uh, supravegherea internetului. Nu tot ce este pe internet intră în sarcina CNA-ului și directivele europene sunt foarte clare din punctul acesta de vedere. Deci nu, nu CNA-ul este instituția care poate să facă astfel de poliție a fake news-ului. Da, inclusiv în cazurile pe care le-am văzut în zona publică, nu aveam de-a face cu niște videoclipuri care erau găzduite de un canal pe YouTube care are un... Regim editorial, deci care ar intra în sarcina uh, cna ului și am văzut că era vorba de o reclamă inserată peste alte videoclipuri, care era uh, practic pusă de YouTube acolo. Iar în momentul în care au fost persoane care au raportat reclama respectivă, i s-a răspuns că acea reclamă este în uh, conformitate cu termenii YouTube. Dar nu, deci o astfel de problemă nu ar, nu ar fi rezolvată de legislația actuală. Pentru că vorbim de altceva și atunci trebuie să ne gândim, de fapt, care sunt mecanismele care ar trebui să ne ajute în toată discuția asta de, de deepfake. Și dacă vorbim de la măsurile care ar trebui să fie luate, adică lăsăm partea de educație, să zicem, puțin mai încolo, deși este mai importantă decât toate celelalte. Primul lucru pe care îl vrea cineva care este afectat realmente de deepfake, și aici mă gândesc nu neapărat la politicieni, dar uh, sunt foarte multe cazuri de deepfake în zona de porn, în care uh, vine cineva și îți ia imaginea și pe urmă o folosește în niște impostații în care numai că n ai apărut, dar nici nu vrei să apară vădă. Și atunci ceea ce vrei este să oprești, da? să blochezi, să nu se mai răspândească informația respectivă. Și aici, mecanismele care trebuie să fie folosite, ele există și sunt prevăzute într-un alt regulament al Unii Europene care se numește Digital Services Act și care tocmai a intrat în vigoare în 17 uh, februarie 2024, în care, prin aceste mecanisme, trebuie ca utilizatorii să poată raporta platformelor că există conținut ilegal pe platforma lor. Și platformele trebuie să-și facă treaba. În plus, Bogdan, mai avem și în legile noastre, avem în codul penal, da? Deci, atunci când vorbim despre fals, despre alterarea integrității datelor informatice, este, de fapt, prevederea clară în codul penal? Da, dar să nu uităm că partea de penal și de posibil identificare a persoanei este pasul al doilea, da? Primul pas este întotdeauna să încerci să oprești să îmi se răspundească mai repede. Și dacă nu ne axăm pe subiectul ăsta și nu discutăm despre el și nu discutăm despre cum DSA trebuie să fie implementate, legăturile cu platformele și aici poate să fie orice fel de platforme, nu numai YouTube sau Facebook, poate să fie și o platformă de care n-a auzit nimeni, dar e o platformă de pornografie pe care să apar porcările tale, trebuie să ai mecanismele respective. Și sigur că dacă discutăm de infracțiuni, pe urmă e altă discuție, dar primul pas este să oprești. Este cele celebra tensiune între uh, prevenție și uh, pedapsă sau prevenție și tratament care apare uh, permanent în, uh, în societatea românească. Noi suntem foarte buni la a ne dori să sancționăm, mai puțin la a încerca să uh, prevenim. Ceea ce voiam însă să spun apropo de uh, codul penal este că trebuie să dovedești că e vorba de o infracțiune și ca să dovedești că este vorba de infracțiune trebuie să dovedești, Intenția de a face rău, reaua credință. Ca și în cazul identificării făptuitorului, avem o foarte mare problemă de uh, justificare, de documentare. Cum poți să dovedești reaua credință? Și aici avem, să spunem așa, mecanismele rețelelor sociale funcționează în favoarea. Pun din nou ghilimelele de rigoare în favoarea răufăcătorului, în favoarea făptașului. Pentru că una este cel care pune în circulație astfel de materiale știind că sunt false și cu intenția de a înșela și de a face rău, și alta este uh, o pătură destul de consistentă, destul de groasă, de oameni care, din neștiință, din naivitate sau pur și simplu furați de uh, frumusețea. Uh, videoului respectiv, dau, dau share. Exact pe asta se și, se și bazează, sau, mă rog, ăsta este unul dintre me mecanismele principale ale rețelelor sociale, prin capacitatea noastră de a multiplica mesajul. Și atunci, în momentul în care faci o lege care pedepsește cu închisoarea, că trebuie să spunem foarte clar lucrul acesta, că uh, uh, proiectul de lege uh, prevedea uh, uh, pedepse cu închisoarea de la, două luni la, de la șase luni la doi ani. În momentul în care bagi, te pregătești să bagi oamenii la închisoare, trebuie să știi foarte clar cine a făcut-o cu intenție, cine a făcut-o fără intenție, dacă cel care a făcut-o fără intenție trebuie să intre la pușcărie sau există alte soiuri de, de, pedepse. Deci, proiectul de lege care a trecut prin Parlament, și spun nu că a trecut de Parlament, ci a trecut prin Parlament, pentru că el a, a fost adoptat de Senat într-o formă, a fost amendat în a, comisii la Camera Deputaților, a intrat în plenul Camerei Deputaților după care s-a întors în a, comisii. Deci acest proiect de lege nu numai că era o lege rea, era o lege prost făcută. Iar voi, Bogdan, la PTVI, ați făcut și o analiză pe textul lege, ați făcut și comparații cu ceea ce există în plan internațional. Ce ați constatat? Uh, da, ne-am -ne uh, aportit de la ce spune și Ioana uh, pentru uh, a discuta Că, practic, legea încearcă să rezolve o problemă reală cu niște soluții care nu sunt adecvate, fără să țină cont de ceea ce există deja, atât în codul penal, după cum ai spus și tu, dar și în uh, regulamentul privind inteligența artificială, care, uh, uh, deși nu este final, final adoptat de uh, organismele europene, în sensul în care uh, mai sunt câteva. Chiții pușării de rezolvat, dar practic există un acord politic, există deja o reglementare cu privire la, la deepfake și care pornește de la aceleași premise corecte, și anume că dacă faci un astfel de material, ar trebui ca să-l marchezi ca atare cu excepții însă, de care discutam și fără pedepse penale. Pentru că, mă rog, nici regulamentul nu poate să-și propună acest lucru. Deci există. Există legislație și pe zona de regulamente ea, există legislație și pe partea penală de criminalitate informatică. Din punctul nostru de vedere, nu ar fi nevoia de o reglementare specifică penală cu o sancțiune mai mică decât o prevede codul penal pentru partea de alterarea integrării datorilor informatice, ci pur și simplu ar trebui ca să aplicăm acea, uh, acel articol din codul penal dacă este cazul. Și aici nu vorbim neapărat de a trimite oameni la închisoare în sensul în care vine poliția astăzi de mâine și te pune acolo, uh, dar pur și simplu faptul că se începe urmărire penală de, uh, pentru cineva și, pe, și mai ales pentru răspândire. Da? Hai să zicem că la persoana care... A fost identificată că într-adevăr a făcut videoclipul respectiv, ar putea să fie altă discuție, dar dacă vorbești de răspundere, deja nu mai are niciun sens, mai ales în, în zona rețelelor sociale. Deci pur și simplu că se începe, este o tracasare inutilă. Pentru nimic. În proiect nu există niciun fel de excepții prin care să fie protejate formele libertății de exprimare, cum ar fi utilizarea în scop de pamflet, uh, Ioana, a conținutului de tip, tip fake. Ar trebui ca pe 25% din uh, ecran, așa, bira o explicație, să pară că este realizat cu uh, deepfake. Nu e afectată libertatea de exprimare, libertatea de creație? Uh, cred că o semnalizare de tipul Acest material uh, a fost uh, construit, a fost făcut utilizându-se inteligența artificială sau alte tipuri de tehnologii ar putea avea într-o primă fază un rol de informare și de educare. Măcar să creezi în public um, ideea că există astfel de materiale și că ele pot fi uh, utilizate. Este de altfel și o dovadă de bună, de bună credință. Am utilizat aceste tehnologii care pot să fie foarte creative. Și vorbim de uh, satiră, dar putem să vorbim de asemenea despre producție cinematografică, putem să vorbim despre uh, materiale în scopuri educative, putem să vorbim de uh, recompunere, recreerea unor uh, situații, mai ales în, uh, în mass media, dacă vrem, de exemplu, să reconstituim o anumită uh, scenă, putem să utilizăm astfel de uh, tehnologii. Și așa cum uh, există uh, marcări, dar la modul decent. În ceea ce privește publicitatea, advertorialul, plasarea de produs, utilizarea unei camere ascunse, deci tot felul de tehnici care sunt în jurnalism și în publicitate menite să crească experiența publicului. Deci, tot astfel am putea face, la modul discret, o semnalare că acest material este creat cu inteligență artificială. Dar de aici până a spune 25% din ecran trebuie să fie așa, este un pas foarte mare și denotă un, încă o dată un lucru de care ne-am tot împiedicat în, ultim, în ultimul timp, și anume că cei care scriu astfel de legi nu știu cum funcționează mass media, nu știu cum funcționează internet. Să facem aici o rectificare. Ne-a atras atenția 10%. 10%, da? 10%, 10 din. Dar principiul uh... e același. Principiul e același, bun. Să știți că, într-un episod anterior, am povestit cu Raul Gheba, comedian, exact despre acest lucru: faptul că uneori, din păcate, satira se transformă în dezinformare, pentru că lumea nu înțelege, nu pricepe satira, deși, în, și el ne explica, este semnalizată, în sensul că el folosește, spune hashtag satiră, hashtag deepfake sau inteligență artificială și așa mai departe. În acest caz, de fapt, identificarea deepfake-ului devine o responsabilitate a noastră a tuturor, nu? Pentru că trebuie cumva să fim pregătiți pentru viitorul care vine. Bogdan, cum anume să identificăm deepfake-urile? Ajungem în zona de educație, primul filtru de care spuneai, până la opri ceva ce deja este în online. Cred că aici răspunsul este legat de simțul critic al fiecăruia din noi în raport cu orice conținut media. Și, de fapt, avem de a face doar cu un simț critic care trebuie acum să fie actualizat cu ceea ce privește conținut audio sau video, pentru că exact aceleași uh, tehnici au fost folosite pe imagini trucate Și sunt suficiente exemple în istorie în care uh, imagini trucate au fost folosite uh, și în satiră, uh, uh, dar și în zona de dezinformare uh, Deci este vorba doar de un, dacă am avea simțul respectiv critic, este vorba doar de un fel de add-on da? O chestie mică în plus Problema e că ne lipsește partea majoritară și aici, aici este uh, unul din punctul care uh, cred că ne doare foarte rău pe cei care suntem în acest coș și care uh, ne mai ocupăm de educație media și încercăm să încurajăm partea asta de educație media ca și gândire critică, pentru că soluția este acolo și principiile sunt acolo. Și atunci ar fi doar de un edon mic. De ce, nu, de ce încă discutăm astăzi în 2024 despre Educație media ca o chestie care da, trebuie să o facem, dar nimeni nu se ocupă. E o poveste complicată și lungă. Nu. Eu așa dau un amendament, la nimeni nu se ocupă, nimeni de la nivelul decizional nu se ocupă. Pentru că dacă vorbim de educație media, ar trebui să vorbim în contextul educației. Deci ar trebui să vorbim de un demers la nivel de națiune, la, un la o scară foarte mare, la nivel de sistem formal de educație și așa mai departe. Suntem în continuare departe de momentul în care Competențele media să fie formate în școală la această scară generalizată. Deci, ar trebui să vorbim de competențele de înțelegere și de utilizare a mass media, așa cum vorbim de competențele la geografie sau la matematică. Teamă mie că dacă nu facem o reformă fundamentală a modului în care uh, uh, educăm aceste competențe, vom ajunge la uh, rezultatele pe care ni le arată acum uh, testele PISA, așa nume, facem o mulțime de lucruri, efectele acelor lucruri nu sunt adecvate situației de fapt din teren. Adică o, copiii știu ce trebuie să știe, nu știu să aplice ceea ce, uh, ceea ce știu. Știu legea lui Pitagora, nu știu ce să facă cu ea în momentul în care au o grădină și trei, și trei poteci. Cam, cam așa stau lucrurile, iar a doua mare problemă. Chiar dacă decidem că de mâine se schimbă profund sistemul de educație și construim competențele așa cum trebuie, se, nu avem cu cine. Deci, cred că nou ne mai trebuie încă vreo 5 până la 10 ani ca să construim un corp didactic apt să gândească acest, acest mod de educație și nu vorbesc de cunoștință, cunoștințele se pot deprinde, numai că ele devin caduce, ele se învechez de la un an la altul. Ce învățăm astăzi despre tehnologia de creare a deepfake ului peste 2 ani o să fie de desene animate și de grădiniță. Nu -o, -o, o să mai aibă um, aceeași valoare și aceeași răspândire. Ca să răspund însă la prima ta întrebare, cum uh, distingem uh, deepfake-ul de uh, fake-ul mai puțin adânc și de materialele adevărate, uh, noi avem ceea ce engleză numește rule of thumb, deci uh, uh, cea mai simplă regulă aplicabilă, ceea, aceea de simți comun, este că dacă e prea frumos ceea ce vezi sau ceea ce se oferă, cel mai probabil nu este adevărat. Deci este primul semnal de alarmă. Dacă este prea frumos, uită-te de a doua oară, a treia oară și uită-te și în altă parte. Sunt și chestiuni adiacente la care te poți uita, să vezi dacă detaliile dintr-un de videoclip sunt clare sau obscure, dacă lumina pincă într-un mod neobișnuit, dacă uh, se sincronizează cuvintele uh, cu imagine sau niște sunt niște mici erori care îți dau senzația că e ceva de regulă cu imaginea respectivă. Trebuie să te gândești dacă videoclipul sau produsul respectiv este într-o sursă de încredere. Dacă persoana apare în videoclip, ar spune lucrul ăsta, adică, nu știu, guvernatorul BNR are voie să facă o reclamă la orice. Adică, cum zicea și nu, 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 poate să fie atât de bine. N-are cum. Și atunci, A Sigur, trebuie să spui niște întrebări, mai cauți în altă parte, mai cauți încă o dată, zice Isărescu despre nu știu, hidroelectrica și vezi că mai apar și știri în care alți oameni spun stați un pic că e un tip fake acolo. Aș mai adăuga două vorbe și anume că noi vorbim de Isărescu și de publicul din România, dar problema nu este strict românească, problema este generalizată. Au bântuit pe Facebook care este o rețea de oameni la a doua tinerețe, ca să nu vorbim urât, au bântuit niște fotografii presupuse a fi din țările nordice, ba Suedia, ba Finlanda, cu niște copaci foarte frumoși îmbrăcați de zăpadă și cu o potecă prin, prin zăpadă, totul foarte frumos, foarte romantic, dar în mod evident artificial. Au curs mii de like-uri și mii de comentarii despre cât de frumoasă este natura și cât de nerecunoscători suntem noi noi oamenii. Deci erau oameni de bună credință, oameni care s-au lăsat emoționați la modul sincer de imaginea respectivă, până când la 1200 la comentariu se găsea cineva care să spună it's a fake. Stați că vine era Generative AI, pui un prompt și o să ai un video. Am văzut acest lucru a făcut Open AI cu sora. Asta înseamnă că deepfake-urile vor deveni din ce în ce mai bune. Ele nu sunt de azi de ieri. Am văzut, au fost și au avut chiar, să spunem, au, au fost folosite inclusiv în campanii electorale. O să vreau să punctăm acest lucru. Dar asta înseamnă că pe viitor aceste deepfake-uri cu toate aceste tehnologii vor deveni din ce în ce mai bune. Și atunci, ce facem, Ioana? Vezi cum se schimbă limbajul? Uh, trecem de la fake la uh, generative technology. Deci, dintr-o dată, ne mutăm de la, din zona de reintenție, de manipulare în zona de uh, creativitate și de aceea e nevoie de ceea ce spunea Bogdan, gândire critică, trebuie să facem distinția între aceste două componente, tehnologia este aici, nu va pleca nicăieri, din potrivă va evolua, nu putem să interzicem tehnologia pentru că este un uh, război pierdut dinainte, dacă nu-i tehnologia aceasta va fi... Una viitoare, și mai bună, și mai greu de uh, detectat. Calea de urmat este tot aceea legată de uh, educație. Pe de o parte, învățăm să folosim aceste tehnologii și, dacă știm să le folosim, știm să le și depistăm, creăm niște repere morale care să ne împiedice pe noi, utilizatorii de, și creatorii de tehnologii, la scară, să-i spunem. Uh, amatoricească să facem uh, lucrurile acelea uh, foarte rele. Și pe de altă parte, dacă este să legiferăm în vreun fel sau să uh, punem niște uh, condiții, niște constrângeri, ar trebui să le punem la creatorii, uh, la creatorii mari, la uh, cei care pun astfel de tehnologii pe piață. Măcar să le semnaleze. Există înțeleg uh, soluții tehnologice care în Codul acestor programe pot să uh, marcheze ca un fel de filigran, ca un timbru sec, produsele respective, care să poată fi la rândul lor recunoscute de alte mașini, astfel încât, chiar dacă tu nu pui. Eticheta de produs cu inteligență artificială. În momentul în care îl sui pe o platformă, platforma să recunoască că este un produs generat altfel decât de uh, mâna omului și să-l semnaleze ca atare. Deci, soluțiile sunt și tehnologice, și educative, și legale. Nu există o singură soluție. Da, nu există o singură soluție. Aici mă gândeam la virus antivirus, da. Avem virus, sau avem soluția antivirus, dar întotdeauna va veni va veni un alt virus care să fie mai bun decât antivirusul. Deci soluția aceasta tehnică și tehnologică ne poate ajuta parțial în acest context, Bogdan. Ai emoții pentru că până la urmă vine un an sau suntem într un an cu foarte multe alegeri. Crezi că această tehnologie sau vom vedea deepfake-uri în campaniile electorale? Și dacă da, da, care sunt pericolele? Eu sunt aproape sigur că vom avea tip fake-uri în campaniile electorale dar n-am emoții cu privire la lucrul acesta. Adică mi se pare că trebuie să ne dăm seama că suntem în era în care se vor produce astfel de conținuturi. Și dacă nu produc niciunul din partide, cu siguranță va fi o publicație de genul Times New Roman care va face acest lucru sau cine știe ce utilizator zăpăcit de internet care a descoperit și el sora că toți ziceai de ăsta la cea de și o să facă unul. Adică asta e tehnologia, o să fie acolo. Cred că trebuie să zicem Uh, nu știu, intrăm pe țeava de internet ca să blocăm uh, conținutul uitându-ne la filigran Nu e posibil, deci nu, nu mai e posibil în era actuală a informației Ceea ce trebuie să facem, în schimb, este, pentru că pentru partea de educație media nu o să poată să aibă rezultate așa de rapide Este să uh, echipăm autoritățile care sunt competente pe partea de publicitate electorală să reacționeze Uh, mai ales în condițiile în care s-ar putea să fie niște uh, deepfake-uri, care să fie, în mod evident, uh, niște înșelătorii uh, și care uh, să fie folosite într-un uh, într mod uh, cu totul ilegal. Și, încă o dată, repetam la ce spuneam anterior, ceea ce vor vrea să facă aceste autorități nu este să depună să, să o plângere penală, să aștepte DICOT-ul să, să facă ceva, că va dura cel puțin un an și jumătate până când vor putea să facă niște acțiuni concrete, ci să oprească cât mai repede să, ca acea dezinformare Să se rostogolească prea mult Sau în anumite medii Sau măcar să, să nu fie pusă ca publicitate Dacă a plătit cineva Pentru chestiunea respectivă Ori la ora actuală nu avem aceste mecanisme Nu avem autorități care se ocupă de publicitate electorală care să se. ca să conștientizeze sau să discute foarte mult despre acest subiect. Nu avem pe partea de DSA care revin, dar e un regulament european, e o lege care se aplică și care ne oferă instrumentele necesare. Doar că noi trebuie să creăm mecanismele de colaborare între autoritatea competentă din România și care nu va fi ANCOMU pe subiectul ăsta. ANCOMU este doar coordonatorul serviciilor digitale și, și platformele respective. Deci, cred că suntem. o să, o să ne prindă nepregătiți pentru că ne ocupăm cu o lege care criminalizează ceva ce nu trebuie criminalizat, în loc să discutăm despre mecanismele instituționale care trebuie să ocupe și de problema asta. Ioana, vom asista la dezinformări prin deepfake? Ce zici? Asistăm deja, așa cum a spus și Bogdan, asistăm deja și dacă ne aducem aminte din memoria noastră electorală, lucrurile acestea s-au făcut inclusiv pe suport video, atunci când era oarecum mai complicat. Dacă ne aducem aminte, a existat, cred, că, două rânduri de alegere în urmă în discuția despre pixelul albastru. <laughs> deci, un pixel care apărea într-un într-un video care nu avea nimic nimic albastru în, în el. Răspunsul este, da, cu siguranță vom asista. Temerea mea, că vorbeai mai devreme de temeri, este să nu aruncăm și copilul cu apa din copaie. Spunea Bogdan de posibilitatea de a opri răspândirea unor astfel de a limita materiale, A limita, nu opri. De, de limitarea răspândirii unor astfel de materiale. Noi avem o experiență din timpul pandemiei când autoritățile române au încercat să limiteze răspândirea unui anumit tip de material, ceea ce a considerat autoritatea română ca fiind periculos. Este cea care îmi ridică mie semne de uh, întrebare și îmi stârnește neliniștile. Dacă ne aducem aminte, în timpul pandemiei au fost uh, suspendate site-uri care puneau la uh, îndoială constituționalitatea amenzilor date de poliție uh, celor care umblau fără mască sau fără declarația pe proprie răspundere. Ulterior, acele amenzi chiar au fost declarate de, ca fiind neconstituționale. Deci, adevărul este o substanță extrem, extrem de sensibilă și extrem de fragilă și de labilă. Poate fi și poate nu fi în, în același timp. Și, așa cum mă tem că o să asistăm la dezinformări, așa mă tem că am putea să asistăm și la excese din partea autorităților în încercarea, pe care o uh, presupun de bună credință, de a face spațiul public mai curat. Prima linie de apărare pentru fiecare dintre noi și pentru noi ca societate este până la urmă educația media, nu-i așa? Să spunem că Centrul pentru Jurnalism Independent desfășoară un program de educație media pentru și cu profesorii de limba și literatura română și limba engleză. Sunt multe proiecte pe educație media în mediul ong și voi la PTI faceți educație media. Soluția este așadar să ne antrenăm curiozitatea, să ne antrenăm gândirea critică și dacă facem acest lucru, iată și o întrebare de final, cum credeți că va arăta lumea în care trăim peste 20 de ani, peste 50 de ani? Eu mă voi pronunța numai despre cea peste 20 de ani, deoarece cea peste 50 de ani îmi depășește capacitățile biologice, să zic așa. Eu zic că vei fi aici. <laughs> Mulțumesc pentru uh, încredere, o iau ca pe urare. Uh, cred uh, cred că trebuie să ne mutăm de la ceea, de la ceea ce tu numeai proiecte și noi ne-am străduit să fie programe, uh, la ceea ce mi-aș dori să fie politici. Să avem o înțelegere foarte clară a ceea ce înseamnă informație, de -a a, o înțelegere foarte clară a faptului că informația este făcută să circule, că dacă ar exista suficient de multă informație și suficient de multă credibilitate din partea autorităților, sau în autorități, ca să fiu mai, mai corectă în exprimare, atunci șansa acestor fake-uri de a prinde la public ar stădea. Deci, în 20 de ani, eu îmi imaginez că România va avea o politică de acces la informații coerentă și comprehensivă, că își va pregăti oamenii din administrația publică să fie deschiși și transparenți, că va furniza suficient de multe informații publicului și va câștiga încrederea acestuia, că va crește ceea ce nu ne lipsește, dacă ne uităm în comparație cu țările nordice, ne lipsește grav, așa numita social trust, încrederea socială, încrederea unul între altul. Și în momentul în care vom avea încredere unul între altul mai mare și la nivel de, la nivel de masă, atunci genul acesta de fake-uri, oricât de bine tehnologic ar fi făcute, vor fi tratate cu mai multă circumspecție, deci pericolul de a fi înșelat va fi mai mic. Eu vreau să trăiesc în viitorul ăsta. Chiar, chiar mă gândeam că nu cred că vreți să ascultați despre distopiile mele după ce am auzit un viitor atât de luminos spus de Ioana. Adică cred eu zis, că nu vreau eu să am mai zis adăug... Eu am că mi-aș dori, nu? A, ah, păi da, exact, da, da. E suna atât de bine încât eu mă gândeam doar la partea cealaltă a paharului, așa că mai bine nu vărs aici peste voi. Cred că ceea ce a zis Ioana punctează foarte bine, de fapt, ce ne dorim și noi să fie peste 20 de ani. Problema e cum ajungem acolo și care vor fi actorii instituționali și de lider și politic care ne duc acolo. Și aici, cred că o să votăm în 2024, că altă variantă nu există. Ați ascultat un episod din Laboratorul de Educație Media, un podcast marca CGI. Producător Adriana Trocea. Responsabil cu social media. Veronica Lungu, eu sunt Iulia Noi. Dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit, dați de veste prietenilor, dați share și subscribe. Până data viitoare, antrenați-vă curiozitatea. Podcastul Laboratorul de Educație Media face parte din programul de educație media demarat de CJI în parteneriat cu Romanian American Foundation și este susținut prin proiectul Broad, Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală. Acest material reflectă numai punctele de vedere ale participanților la dialog, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici.